Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Astăzi avem din nou expertul Misiunea Verde și mă bucur tare mult să o revăd, să o reaud pe doamna Beatrice Maller, medic neumolog, directorul Institutului Marius Nastar din București. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine de atâta vreme și că reușim să le răspundem ascultătorilor noștri la întrebări pe care doar expertul poate să, să dea cele mai bune informații. Mulțumesc pentru invitație! Astăzi o primă întrebare avem de la Adrian. O întrebare interesantă, aș spune eu. Apoi erau minus 12, minus 15 grade. De ce recomandarea era să nu ieșim pentru că aerul nu e curat? Dacă nu e curat la minus 15 grade, la plus 20 acum înseamnă că ar trebui să avem măști de pompieri pe față. Cea mai mare poluare în timpul sezonului rece vine de la încălzirea pe care o realizăm în casele noastre și sigur e foarte important și locul unde stăm, dar nivelul de poluanți crește în primul rând de la de la încălzirea de apartament. Pe de altă parte, atunci când este rece, de cele mai multe ori plafonul de nori este foarte jos, puțin probabil să bată vântul foarte tare și atunci condițiile de mediu favorizează menținerea în aer a particulor poluante, astfel încât le inspirăm mult mai ușor. În plus, sigur, Aerul rece blochează mecanismele de apărare locale, pulmonare, și uh, fav favorizează sau predispune organismul la infecții, la inflamații. Uh, de aceea, recomandarea este nu pentru persoanele sănătoase, ci pentru cele bolnave să evite uh, deplasarea într-un aer foarte rece. Deci este exact invers decât poate ne-am imaginat, că și eu mă gândeam că poate vara este mai poluată aerul decât iarna. Uh, cred că vorbim de două lucruri diferite. Într-un fel, trebuie să privim poluarea, și în altă categorie trebuie să privim efectele pe care căldura sau frigul are asupra organismului. Poluarea este dată de particule. Căldura și frigul induc mecanisme diferite de adaptare a corpului. În mod fiziologic, organismul nostru are capacitatea de a se adapta mai bine la frig decât la căldură, dar nu la temperaturi extreme. Adică, și dacă Vă dau exemplu pe care cu toții îl știm. Temperatura uh, corpului, temperatura noastră este de 37 de grade. Asta știm. Dacă este peste 37, seara 37 cu 3 este limita maximă. La 37 cu 8 avem deja zona de, până la 37 cu zona de subfebrilitate, peste 38, orice mamă își face probleme. Ei, la 36, corpul are temperatură normală. Când ajungem la 35 și sub 35 de grade, adică mai puțin, cu 2 grade, deja discutăm de hipotermie pentru că organismul poate să se adapteze. Mulțumesc tare mult! Să vedem, Diana, cine întreabă. Vorbesc la televizor despre poluarea aceea cu niște particule PM10, voi înțelegeți ceva din treaba asta? Sincer să fiu, nu chiar. Mi-aș dori ca persoana respectivă să explice particulele respective. Pericolele lor. Da, exact. Au dreptate oamenii. Da, trebuie să. Sunt, sunt particule pe care nu le vedem, și ceea ce nu vedem, într-adevăr, este mai greu de înțeles. Dar ar trebui să-și imagineze că în jurul nostru sunt niște structuri foarte fine, uh, care le-aș le compara cu diametrul firului de păr. Particulele de PM10, particule de materie de 10 microni, sunt cam un sfert din diametru firului de păr. Particule de materie de 2,5 microni sunt uh, cu un diametru care reprezintă 16 a 16-a parte din diametru firului de păr, adică extrem de fine. Atât de fine încât nu simțim că el există în aer, uh, nu simțim când le inhalăm, dar au capacitatea de a ajunge până în alveole, până în săculeții de aer, uh, producând local, pentru că nu, sunt, nu e una, sunt multe. Și ele când sunt multe și ajung la nivelul săculeților, sunt ca o, ca o armată de soldați, pe care organismul le recunoaște că nu sunt din structura lui. Declanșează un fel de alarmă locală, și acei receptori care declanșează alarma declanșează, practic, o inflamație. Inflamația orice inflamație în organism, înseamnă uh, producerea unor mici zone de reacții care le putem compara cu niște mici bombard bombardamente locale, pentru că apar specii de oxigen care încearcă să distrugă substanța respectivă sau microbul respectiv. După acest proces de inflamație apare vindecarea. Or, organismul nostru nu știe să vindece așa cum a fost creat. Niciodată, dacă ne-am tăiat la mână, nu s-a vindecat în totalitate sau dacă vedem o cicatrice mai mare cu siguranță organismul nu știe să vindece zona aia perfect. Ori acel țesut cicatricial are capacitatea, sau are uh, nefericirea ca în timpul existenței omului, să fi, el fiind activ, să se dividă diferit și de acolo să plece o celulă canceroasă. Tot e complicat, cum ne-ați explicat. Cum le-am spune? În loc de PM5, PM10, cum să le spunem? Ce întrebare dificilă. <laughs> bomba 1, bomba 2. Sau bomba 5, bomba 10. Oricum. Particul, ei... Mie mi se pare că cuvânt particulă sau substanță extrem de fină este un cuvânt care. Pentru că dacă, da, și bomba e bine, dar bomba o, o produc ele prin mecanismul pe care îl declanșează în organism. Mai luăm o întrebare astăzi de la Cristina să o ascultăm. Astăzi mă uitam în trafic, uh, un RATB scotea un fum de nedescris. De ce nu se respectă normele de poluare? Nu știu dacă e o întrebare pentru medicul uh, Beatrice Maller, dar eu e o întrebare ca... bună pentru toată lumea. Da, și eu îmi pun această întrebare și nu numai de, legată de autovehiculele care aparțin ratb ului ci uh, de toate autoturismele care sunt în trafic, pentru că, într-adevăr, este foarte dificil să circul într-un oraș care e plin de mașini care nu au ITP-ul corespunzător sau nu au un ITP care să mi asigure mie un aer de calitate. Aici depinde de responsabilitatea individuală a fiecăruia, nu doar ca cetățeni, ci și responsabilitatea pe care avem la locul de muncă, pentru că lucrurile trebuie duse dincolo de responsabilitatea eu cred că mai e și o chestiune de cultură și de responsabilitate. Sigur, nu vreau să o dau pe toată la autorități, dar dacă s-ar face o monitorizare mai atentă, dacă s-ar aplica legea, cred că și noi toți am fi mai atenți la toate aceste lucruri. Da, dar eu cred că fiecare dintre noi avem un loc de muncă unde avem niște responsabilități și la locul nostru de muncă trebuie să avem aceeași responsabilitate ca și în casa în care stăm. Pentru că dacă am responsabilitatea verificării locului de muncă și asigurării unui aer curat prin ceea ce fac, atunci acest lucru trebuie să mă preocupe. Sigur, cu limitările pe care le am, dar cred că responsabilitatea este și ca angajată. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să ne fiți expert aici la Misiunea Verde și că am aflat atât de multe lucruri interesante despre această resursă vitală, aerul. Noi vom continua să aducem și alți specialiști pe alte teme de mediu și să răspundem ascultătorilor Europa FM tuturor în întrebărilor pe care le au. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM